7 elevi dintre cei peste 6.000 care au absolvit ciclul gimnazial în județul Suceava au media generală de admitere la liceu 10, potrivit ierarhiei publicate de Ministerul Educației în urma examenului de evaluare națională. 15 elevi suceveni care au susținut evaluarea națională au obținut nota 10, însă doar 7 dintre aceștia au avut și media de absolvire 10. Dintre cei 7 elevi cu media 10, 2 dintre ei provin din Suceava, iar câte unul dintre elevi din Rădăuți, Fălticeni, Gura Humorului, Humoreni și Vicovu de Sus. De asemenea, alți 5 elevi au media 9,99, iar 2 absolvenți au medii de 9,98. Totodată, 673 de absolvenți au media de admitere între 9 și 10. Cea mai mică medie de admitere la liceu din județul Suceava este de 2,03, a unui elev din comuna Stulpicani. Acesta a avut medie de absolvire 6,15, însă la examenul de evaluare națională, atât la limba română cât și la matematică, a fost notat cu 1.